importantă a creștinătății. Sfinții Constantin și Elena, vă mulțumim că ați venit. Fie și într-o asemenea dimineață. Plăcută totuși, pentru că avem un invitat pe care îl așteptăm de ceva vreme la Craiova, domnul Liviu Antonesei, cunoscut scriitor, profesor universitar la Universitatea din Iași. Liviu Antonesei este un spiriduș, ca să spun așa, al culturii române, un om omniprezent pe fronturile vizibile și invizibile, foarte anturat de grupuri, de publicuri cărora li se adresează de fiecare dată cu acea deferență a artistului, care este atent la cititorul său și la publicul cu care dialoghează. De câte ori mi-l reprezint, îl reprezint în plină ebuliție creatoare și formativă, scrie, publică, conferențiază, participă la întâlniri, este un ferment, ca să spun așa, nu doar al Iașului, ci și al culturii și al civilizației noastre contemporane, pentru că opiniile sale publice de intelectual public, este unul dintre puținii și rari intelectuali publici a căror opinie nu doar contează, dar este și întotdeauna susținută de argumente în aceste bătălii mai mult sau mai puțin canonice care au loc în contemporaneitatea noastră. Eu am avut bucuria ca la prima mea carte de debut în 1995 să am o prefață de la Liviu și de atunci îl socotesc un fel de naș al meu literar. El și-a aruncat un ochi atent și pătrunzător pe cartea mea, care era atunci, așa cum o făcusesem editurii Ramuri, o carte puțin mai mare decât cea care a apărut. Țin minte că l-a scris un text amplu și dens, selecționând apoi, pentru că erau și probleme de natură editorială, dar care mi-au prins bine, pentru că am făcut o selecție mult mai drastică, a trebuit la un moment dat să selecționez și din prefața sa. L-am rugat atunci să convenim să reducem puțin proporțiile acestea, pentru că o serie de poezii se pierduseră și el vorbea despre ele. Nici nu mai știu acum pe unde e cartea aia și cum arăta ea în integralitate. Și fac acest pas imediat pentru a vă spune că și lui Liviu, care este un vechi, să spun așa, în poezia românească și literatura română, i s-au întâmplat lucruri de genul ăsta, dar lui s-a întâmplat efectiv în bătălia cu cenzura, când poemele sale nu au putut să apară așa cum și-ar fi dorit înainte de 1989. De aceea el a revenit cu cartea de poezie imediat în 1990, restituind-o integral pentru profilul său, dar și pentru publicul care trebuia să știe cum arată un Antonesei de plin, ca să spun așa. A combătut în acel grup deja faimos al literaților și intelectualilor de la Iași, nu doar în chestiuni spirituale și culturale, dar și în cele care vizau demnitatea inclusiv a scriitorului român, dar și a poporului care ar fi meritat și iată că având măcar o mică opoziție la cele ce se întâmplau atunci. Grupul de la Iași, din care Liviu făcea parte alături de scriitori astăzi consacrați, cum ar fi Dan Petrescu, Liviu Cangiopol sau o să ne mai spui, Luca Pițu, au fost oameni care au luat poziție la un moment dat, după cum unii dintre noastre poate știți, împotriva realegerii lui Ceaușescu la Congresul al 14-lea și au semnat o scrisoare în acest sens, fapt care a atras destule repercursiuni din partea sistemului. Discutam cu Liviu odată despre felul în care l-au urmărit de securitate pe stradă cu mașina, tot timpul interceptându-l și urmărindu-l tăcută și amenințătoare. Și cum el îmi spunea cu umor acum, râzând de trecut, așa cum se cuvine să ne despărțim, era pregătit să se apere în cazul în care indivizia s-ar fi dat jos din mașină, iar în ziua aia, când s-a întâmplat un eveniment de genul ăsta, a spus că uitasem obiectul cu care trebuia să mă apăr, mi-a dat seama că sunt fără apărare. Aveam sare și șurubelniță. Și o șurubelniță, vă dați seama. O șurubelniță împotriva regimului ceaușist.
Și ce ai fi făcut cu el, am întrebat eu, pentru că oricum nu puteai să faci nimic. Asta doar pentru ca să se amuze, probabil, indivizia care era uși cu toate alevile în acest sens. Nu s-au întâmplat însă agresiuni sau lucruri de genul ăsta. Te erau permanent urmăriți, înregistrați, filați și, sigur, amenințați, pentru că acea amenințare mută, tăcută, voalată, sistematică a regimului prin organele sale represive era de natură să înspăimânte multă lume. Între timp, Liviu a avut o traiectorie, ca să spun așa, publică din ce în ce mai consistentă, care la un moment dat în spațiul public a culminat cu președinția Consiliului Județean de la Iași. El era atunci un entuziast fervent al ideilor de înnoirea sistemului politic românesc, a activat la Partidul Alianței Civice, iar figura sa, ca să spun astăzi, insolită, nu a trecut neobservată, pentru că felul în care s-a ciocnit cu sistemul, care continua evident să își facă treburile, nu se schimba lumea de pe o zi pe alta, după cum bine știți, constituie iarăși un material istoriografic demn de observat pentru oricine ar vrea să înțeleagă felul în care societatea românească se transforma, dar foarte greu, acel conservatorism extrem de păcubos pe care îl vedem până și astăzi. Liviu a rămas un adversar declarat, un oponent de marcă, un om neinseriabil. El spune undeva, cu modestia care îl caracterizează, eu nu am fost un dizident, nu am dizidat, mai degrabă un oponent și adesea un refuznic, spune el. Refuz tot ceea ce este canon ideologic sau prostie instituționalizată. Amintiți-vă pur și simplu de faptul că el a catalizat și chiar a condus o campanie care unora dintre noi poate ni se pare așa ușor chihotescă, dar nu este doar atât. Acea campanie nesărată de tăierea teilor din orașul Iași. Ei bine, Liviu a ținut cu toată puterea lui să adune în jurul lui oameni care să se bată cu autoritățile, pentru că lucrurile se făceau, cum ați văzut și noastră, că se fac noaptea și distrugeau pur și simplu ceea ce era nu doar parc natural, ci și memorie culturală a Iașului. Este implicat în aceste tipuri de luptă, în aceste hărțuieli cu sisteme birocratice care își fac de cap, iar ca scriitor, ceea ce este exemplar la el este că este de fiecare dată de partea a ceea ce noi numim adevăr și responsabilitate față de viețile noastre, nu doar ca scriitor. Ieșirea lui din cantonamentul scrisului, ca să spun așa, din autorecluziunea pe care și-o impune orice scriitor, este de fiecare dată una a cavalerului Sampere Sare. Ăsta este Liviu Antonesei. Și astăzi vom avea bucuria să-l ascultăm pe scriitor cu o conferință care pe mine m-a surprins. Mi-a plăcut titlul pentru că avea acel impact. Îi spuneam, pe apiș cel puțin trebuie să avem un titlu care să convingă oamenii că pot înțelege oarecum dintr-o dată. Există și conferențiari care vin cu titlul ușor pastilioase și atunci există o confuzie, pentru că apișul trebuie să vorbească cumva direct. Cum produce mintea opere? Liviu Antonesei. Bine ai venit! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult poetului Nicolae Coande pentru frumoasele cuvinte pe care le-a spus. El a mai spus că vom avea plăcerea, mă rog, dacă va fi plăcerea, vom afla la sfârșit. Deocamdată e sigur că vom avea ocazia. Și vom avea ocazia după ce de două ori am ratat ocazia. Din motive foarte serioase n-am reușit să ajung de două ori aici la Craiova. Odată mama se pregătea de plecare, nu puteam să plec eu de acasă atunci. Altă dată au fost motive de sănătate, nu grave, dar mă rog, nu puteam să plec. Acum, ce privește conferința, cred că nu mai știu dacă am pus cu semnul întrebării, cum apare pe afiș, sau l-am pus după aceea, pentru că fără semnul întrebării ar putea să rezulte că eu știu.
Ori nu sunt deloc sigur că știu. Aproximez niște răspunsuri și mă întreb împreună cu dumneavoastră, de fapt. Ar fi mai bine, dacă nu e așa pe afiș, cum produce mintea opere. Deci cu semnul întrebări. Dar înainte de a intra în conferință, vreau să spun că mi-a plăcut la Craiova. Am ajuns la 5, am avut ocazia să merg prin oraș, mai ales în centru. Cred că strada aceea cu terase arată mai bine decât centrul vechi din București, că e mai refăcut decât de acolo. Am vizitat teatru, inclusiv în Mărântaie, am fost în culise, peste tot. Mi-a plăcut la Craiova, pentru că, deși nu sunt prima dată aici, e prima dată când totuși reușesc să văd. Prima dată am ajuns ca licean, eram într-o echipă de scrimă și era un campionat național de juniori, pe care l-am ratat, pentru că era o fată foarte drăguță din lotul de la Târgu Mureș și ne-am plimbat cu barca și ne-am plimbat până a trecut competiția, cel puțin rândul meu a trecut. După aceea, în 83, am fost la un eveniment legat de presa studențească aici, națională. Eu eram atunci a doua oară la Opinia Studențească. Dar atunci, în afară de căminul în care stăteam și de niște cârciuri și locul unde le-au tras de urechi forța conducătoare a revistelor studențești, n-am văzut mare lucru. În schimb, am văzut pe Ioan Temorar imitându-l pe Ceaușescu, încât dacă închideai ochii, credeai că e chiar el. Bun, asta nu în public, în căminul de la un liceu unde stăteam. Și după aceea am venit în 96, când editura Polirom la Iași, pe care o să o cotesc cea mai puternică din țară, de pe a început să drumul și Silviu Lupescu, vechi meu prieten din presa studențească, m-a rugat să-l însoțesc într-un turneu național de promovare. Era primul. Am început la Timișoara, am venit la Craiova, ne-am dus la București, la Constanța și după aceea la Iași. Și cu tren. A fost o călătorie în jurul României de vis. Acum, vorbim de-o puțin despre Craiova și experiențele mele craiovene, închid paranteza și să vedem, deci, cum produce mintea opere. E o întrebare veche pentru mine, am pus-o mereu, cred că din adolescență. Vârsta la care am conștientizat, sau poate doar mi s-a părut mie asta, că sunt un creator, un om care inventează lucruri, gânduri, imagini, idei care n-au mai existat. Cel puțin nu sunt înfățișarea pe care încercam eu să le-o dau. Am dat la lungul vremii și felurite răspunsuri. Cele din tinerețe apăsând pe forța de invenție, pe zămislirea personală, care ar fi produs cumva noul din nimic. Cu timpul m-am mai maturizat și eu puțin și mi-am dat seama că vorba ex nihilo nihil este foarte adevărată. Din nimic nu poți scoate nimic. Era, de fapt, o explicație romantică și toți dintre noi, cei care ne îndeplinim cu vreo artă, avem o fază romantică, în special, toți avem o fază romantică legată în special de adolescență și prima tinerețe, după care unii pot rămâne romantici, omul să poți acum un fel de neoromantic, alții evoluează în alte direcții. Am studiat psihologie. Dar studiile de psihologie nu m-au ajutat prea mult. Pentru că explicația la care ajunsese eu la sfârșitul adolescenței, deci înaintea studiilor de psihologie, nu s-a văzut substituită, cel puțin nu într-un tot, poate mai rafinat. Și nici ceea ce am citit eu între timp nu mi-a schimbat radical teoria, între ghilimele, că este de fapt mai degrabă o teorie practică. Pentru că am formulat-o prin introspecție, prin analiza post festum a modului în care au apărut unele din produsele minții mele. Mai mult decât drept un efect al lecturilor. Bun, e drept pe de altă parte că lecturile au creat un fel de fond pe care a funcționat mai departe mintea mea,
Și în același timp am pus mintea în mișcare. A ajutat-o să ajungă la un oarecare rafinament, la o anumită putere de nuanțare, care nu poate aparține intelectului frust. Oricât ar fi acesta de bogat, datorită resurselor native, deci de natură biopsihologică. Și iarăși mi se pare interesant că m-au ajutat mai mult lecturile literare decât cele științifice, care țin de disciplina în care m-am format eu. Deci m-au ajutat mai mult jurnalele creatorilor, scrisorile, corpusurile de schimburi de scrisori între creatori, dar chiar și operele de ficțiune. O să și citesc din câteva la un moment dat. Spun cumva cu regret pentru știința în care m-am format, că mai mult decât marele tratate de psihologie, mai mult decât neuroștiința și științele cognitive, am învățat din jurnalele și memoriile marilor scriitori. De la Tolstoi la Kafka încoace, să spunem până la Fowler și David Lodge, ca să dau doi din apropiata contemporaneitate, mi-a fost de folos, cum spuneam, corpusul de corespondență, poate cel mai mult acele corpusuri în care ambii corespondenți sunt creatori, sunt scriitori, sau scriitori și pictori, sau scriitori și filozofi, și așa mai departe, începând, să spunem, de la Goethe, Schiller și terminând cu corespondențe remarcabile între Lawrence Durrell și Henry Miller, și poate chiar cel mai mult schimbul de scrisori a apărut recent și limba română dintre Albert Camus și René Char. Și iarăși mi se pare interesant că dintre autorii mei preferați fac parte Durrell, Miller, Char, Camus, care mi-a rămas între autorii pe care îi respect chiar și după ce am mai îmbătrânit. Pentru că mulți în adolescență și în tinerețe ne apropiem de Camus. Eu am rămas în apropierea lui și acum. Și a fost o revelație schimbul de scrisori cu René Char. De altfel, René Char cred că am tradus peste 100 de poezii, dar am publicat decât vreo 20 în anii 80 prin revistele din România, Transilvania, Tribună, Concurbiri și așa mai departe. Bun. Cum am vorbit până acum, sunt totuși un pic aspru cu oamenii din științele, din știința pe care, în principiu, am asimilat-o în această viață. N-aș vrea să fiu însă complet nerecunoscător cu membrii acestei preste. Mai ales cu cei care țin de neuroștiințe, de psihopatologie și chiar de psihiatrie. Pentru că psihiatria, pentru cine o adâncește cât de cât, este mai mult decât o disciplină medicală. Și nu numai de la Freud, chiar dinainte de Freud și după Freud, Jung și așa mai departe, pentru că e și o știință a culturii, nu numai o știință medicală. De altfel, în ultimii 20-25 de ani, cred că sunt domeniile științelor omului cele mai dezvoltate, cele mai de vârf. Chiar și premiile Nobel, așa zise, pentru medicină din ultima vreme, sunt în mare parte pe neuroștiințe, pe psihologie, pe psihoneurologie cognitivă și așa mai departe. Câteva din școlile din neuroștiințe abordează fenomene psihice altădată socotite ca făcând parte integral din patologie. Acum le abordează ca fiind și fenomene normale. Mă gândesc în primul rând la halucinații. Mai mulți avanți din domeniu, din colective care se găsesc în universități din Anglia, din Statele Unite, din Australia, au constatat că halucinațiile sunt mult mai răspândite decât se credea și că de fapt ele ne ajută să ne integrăm lumea înconjurătoare. Atunci când avem probleme constante sau pasagere cu organele noastre de simț, halucinațiile completează golurile perceptive. Și asta poate se vede cel mai bine în cazul spiritelor creatoare. În felul în care halucinațiile completează memoria în mod firesc lacunară sau percepțiile imperfecte. Bun. Interesante sunt și studiile numite de vreo 10 ani de amneziologie.
care consideră uitarea un proces mult mai activ decât se credea, o consideră o parte indisolubilă a memoriei. Dau un citat. A uita este un fel de a-ți aminti. E o formulă a profesorului Richard Berdiman de la Universitatea Santa Cruz din California. Chestiunea legată de amnoziologie a creat altfel o mulțime de polemici. Și asta nu din cauza modului teoretic de a privi lucrurilor și a cercetărilor, ci din pricina dimensiunilor terapeutice în care s-au prelungit cercetările. Deci s-a constatat că activarea mecanismelor uitării poate neutraliza amintirile noastre cele mai traumatizante printr-o abordare mixtă, chimică, medicamentoasă și psihoterapeutică. Eu sunt mai degrabă de partea psihologilor de genul lui Merrill King, care susține că frica este o emoție care are o importantă funcție de adaptare. Sau Jonathan Lee. Nu cred că ștergerea amintirilor evenimentelor traumatizante este o idee foarte bună. Nici eu nu cred că este o idee foarte bună și asta din mai multe motive. În primul rând, mi se pare că o terapie de acest fel ar fi un fel de lobotomizare necrucicală. Oricum, o mancurtizare. Nu putem cu intenție goli memoria noastră. Memoria este fantastică, uitarea este utilă, este la fel de fantastică într-un fel, dar uitarea naturală. Fără uitare ne-ar exploda mințile. Dar nu cred că trebuie să intervenim, să provocăm uitare premeditată, ca să spun așa. Un al doilea motiv este că eu cred că aș zice că ceea ce nu te ucide, te împuternicește. Deci, evenimentele traumatizante au un rol în mărirea forței noastre de rezistență. Dacă ne ucide, e altceva. Nici nu mai putem interveni terapeutic, nu? Și am scăpat. Și în al treilea rând, pentru un motiv descris excelent de un psihiatru britanic, Oliver Sacks, e un citat un pic mai lung aici. El spune așa. Un individ normal știe de unde vine, are o origine, un trecut, o memorie ordonată, știe unde se află, are o identitate și crede că știe încotro se îndreaptă. Își face planuri, chiar dacă la capăt așteaptă moartea. Este așadar instalat în mișcarea unei povești. Este o istorie și se poate povesti. Să povestești înseamnă memorie. Bun. Nu aș încheia această paranteză fără amintire remarcabilele cercetări în privința modului în care funcționează mintea persoanelor cu diverse handicapuri de natură senzorială. Orbire, surzenie, absența unor membre și așa mai departe. Sunt cercetări desfășurate foarte intens de același Oliver Sacks. Și de ce sunt importante? Nu sunt importante numai pentru persoanele care au respectivele handicapuri, ci sunt importante și pentru explicarea mecanismului în care funcționează ele în stare normală. E un fel de inducție indirectă prin care ajungem la funcționarea percepțiilor, la funcționarea memoriei, la funcționarea gândirii normale prin comparația cu ceea ce se întâmplă atunci când unele din aceste procese psihice sunt afectate. Bun, este curios cumva că interesul pentru aceste zone nu a fost trezit de contactul cu cercetările ca atare, la care am ajuns mai târziu. Ce a provenit tot din literatură. Există un roman de David Lodge, Gânduri ascunse, pe care l-am citit prima dată în 2001, traducerea de la Polygon, care a avut un rol fundamental în orientarea interesului meu. În acel roman, unul dintre personajele principale este un profesor de neuroștiințe și inteligență artificială și cum am putut da seama ulterior, Lodge însuși, citim memoriile lui Lodge, Lodge însuși a adâncit domeniul acestei științe pe când scria romanul și a rămas un interes constant pentru zona asta și după aceea. Și câteva citate din acest roman
îmi vor fi utile în continuare. Mintea este deci modelată de cultură, deci de o mulțime de minți care au funcționat înaintea ta sau funcționează alături de tine. Prin urmare, dacă ex nihilo nihil, primul resort al minții creatoare este memoria. Deci colecția de gânduri, de imagini, de concepte depozitate în memorie. Cred că este foarte potrivit un pasaj din prozatorul englez David Lodge amintit mai înainte. El spune așa: firește, întreaga conștiință este memorie. Este imposibil să avem conștiința viitorului, chiar dacă încercăm să prezicem, la drept vorbind nu suntem conștienți decât de prezent, deoarece stările mentale sunt întotdeauna întârziate față de activitatea creierului, cum a stabilit tipul ăla neurosavantul Laibe. Și adevărat, cercetări arată că în 95 de secunde trec între când se crea formularea gândului și ce se întâmplă după aceea. Bun. Dar memoria singură nu poate conduce la ceva nou. Memoria mecanică cu siguranță că nu poate face asta. Cine te conduce spre nou? Memoria afectivă. Memoria care orientează interesul minții noastre într-o direcție sau alta și mai ales funcționează ca un fel de memorie implisantă. Pentru că așa se produc selecțiile din imensul depozit. Așa sunt modificate. Nu neapărat cu rea intenție, cum s-ar putea să stea lucrurile în planete, că se întâmplă ca memoria să funcționeze prost pentru că nu preservește funcționarea sa bună, nu? Bun. Ci urmărind găsirea unui drum nebătut încă, a unui parcurs, ce măcar în principiu este unul original. Dar nici asta nu ajunge. Nu e suficient nici măcar să adauge întreaga bogăție a trăirilor prezente. De la simplele senzații la procesele mentale cele mai elaborate, în sens propriu caracterizate ca fiind inteligente. Am spus, nici asta nu este de ajuns. Noul, care este mereu relativ de sigur, are nevoie de o altă dimensiune a minții noastre. Imaginația, care își desfășoară travaliul asupra materiei receptate și memorate, mai ales prin câteva operații de natură combinatorie, dar și prin schimbarea unghiului de vedere, transfer, extrapolare, substituție, analogie. Uneori recurge la mai multe, sau chiar la toate în același timp. Așa apar, de fapt, ideile noi, noile metafore, noile imagini. Ex nihilo nihil, cum scriam mai sus. Ei bine, ca să reunesc toate acestea într-o formulă simplă, aș spune că întreaga forță de invenție, toată puterea creativă, reușește să pună la oaltă memoria și imaginația, pe fondul, desigur, al trăirilor active, adică prezente. Am numit asta acum vreo 40 de ani, într-un eseu despre poezie, integrat în volumul meu de debut din 88, Semnele Timpului se cheamă, am numit asta memorie imaginară. Funcție care diferențiază pe creator, mai ales pe creatorul în timp ce creează, ca și pe omul obișnuit care, de pildă, are o iluminare sau o revelație, de omul obișnuit în starea sa naturală. Să zăbovim însă puțin din nou în zona memoriei. În general, noi suntem de acord că amintirile noastre despre aceleași fapte, evenimente, întâmplări, pot fi diferite de la unul la celălalt. În excelenta povestire între două avioane, socotită de el însuși pe nedrept dintre cele alimentare, Scott Fitzgerald povestește o astfel de întâmplare. Scott Fitzgerald, când a scris un număr pentru 25 de povestiri pentru diverse reviste literare și magazine din Statele Unite, făcea ca să aibă de ce trăi. Nu mai scrisese roman, la Hollywood nu mergeau lucrurile așa de bine și a scris povestiri. El în rândul este povestiri alimentare, dar sunt senzaționale cu totul, asta e interesant. Acum, citatul din Între două avioane. Pe scurt, de fapt, o mică povestire a povestirii și după aceea un citat. Pe scurt, un bărbat are o pauză de 3 ore între două avioane într-un oraș în care locuia iubita sa din vremea școlii.
Trei ore petrecute minunat în cele din urmă, după ce am legătura telefonul cu ea la aeroport și iau un taxi. Până când apare un moment când constată că săruturile și mângâierile de care așa aducea el atât de precis aminte, nu erau și ale personajului feminin, care își amintea un alt coleg de școală drept protagonist. Vorba narator, bun, e o dramă întreagă pentru personajul cu escala, ca să spun așa. Și își dă seama când vede o poză în care ea îi spune că e el. Și spune, nu sunt eu, e colegul cu tare. Și atunci are loc o prăbușire comună, ca să spun așa. Bun. Vorba naratorului. Donald rămase vreo 5 minute cu două gânduri. Primul, imposibilitatea lipsită de speranță de a pune de acord amintirile diferiților indivizi referitoare la același eveniment. Și al doilea, că Nancy îl tulbura ca femeie, după cum o făcuse și ca fetiță, că de fapt în momentul reamintirii își suprapune vârstele și suprapune personajul partener, ca să spun așa. Și din acest motiv dau o observație chiar și mai interesantă, mai importantă pe care o face personajul. Spune așa, timp de 5 minute vorbești, trăise ca un nebun, în două luni concomitent. Fusese un băiat de 15 ani și un bărbat de 32, amestecați indisolubil și irremediabil. Dacă sunt scriitori prin sală, nu numai de proză, dar poate special de proză, imposibil să nu-și amintească experiențe de genul ăsta. Când euul care scrie, de pildă, se identifică cu euul de atunci, din amintire. Bun, sigur că în real life, asta te perplexează, dar e ceea ce ne se întâmplă mereu creatorilor. Cum spuneam, poate mai mult de proză, dar nu exclusiv. Și mai trebuie adăugat ceva. Nu că amintirile oamenilor diferiți nu sunt identice, dar nici măcar ale noastre, dintr-o mulțime de cauze, de la coloratura afectivă și până la eventualele dorințe dificil de mărturisit, nu sunt identice. Bun. În fapt, o operă de artă, dar să ne limităm aici la una, la opere care ține de domeniul literaturii, că asta sunt eu ca artist, scriitor, este structurată de câteva axe esențiale. Una care merge de la metaforă la metonimie, alta de la pleonas la oximoron, dar acestea țin de o zonă care este exploatată de analizele stilistice și poetice. Deși sunt dependente, desigur, și de funcționarea spiritului creator. Și cred că aceste axe au fost excelent supuse analize de regretatul meu prieten Luca Pițu, amintit și mai înainte. Și sigur, nu doar de el, dar așa a funcționat memoria mea afectivă când scriam conferința. El mi-a venit în cap. Eu vreau însă să vă opresc aici un pic mai mult la cea de-a treia axă. Cea temporală. Deci la așa numita tripolaritate trecut, prezent, viitor. Într-un alt eseu din tinerețe, care se chema Poezia și fețele timpului, din același volum de debut amintit, am încercat să văd cum funcționează mintea noastră atunci când scrie poezie și trebuie să se raporteze la dimensiunea temporalității. Am constatat că atunci când mintea pleacă spre trecut, poezia recurge de fapt la funcțiile evocării. Când are în atenție prezentul, vorbim despre numiri, indiferent de ce fel este ea. Iar în cazul viitorului se manifestă invocarea. Bun. Sunt de acord și acum cu aceste precizări. Cum sunt de acord și cu ceea ce spunea același personaj al lui Lulci în romanul amintit. Și aici un citat. Singură conștiința umană este capabilă să-și imagineze ceva ce nu se prezintă fizic simțurilor, numai ea este capabilă să-și imagineze lucruri inexistente, să creeze lumi imaginare, precum romanele, și să gândească abstract. Sau este în stare bună oară să facă deosebirea dintre conceptul de culoare, un gând verde, și senzația de culoare, într-o umbră verde.
Sunt absolut de acord cu ce scrie Loș, cum spuneam, sunt de acord și cu ce spuneam eu în tinerețe. Dar lipsește ceva pentru a limpezi cât de cât modul în care lucrează mintea noastră. Dar mintea este capabilă să se orienteze pe axa temporală, să-și fixeze repere trecute, viitoare sau prezente, să-și imagineze, să-și amintească, să perceapă. Bine, dar în timpul operației de a gândi în sine, toate aceste repere temporale dispar și toate aceste funcții ale minții fuzionează. Nu spun că mintea funcționează în afara timpului, ci că mișcă, vagabondează, dar vagabondează instant, ca să spun așa, într-un continuum temporal. Nu există în funcționarea minții repere temporale precis definite și delimitabile fizic, ca să spun așa, între ghilimele. Și chiar din acest motiv, și nu doar din acest motiv, dar mai ales în actele de grație, care sunt cele care aduc noul, nici memoria, imaginația, percepția și gândirea nu sunt separate, ci sunt în fuziune, ca într-un fel de banda lui Möbius. Nu știu dacă știți ce este banda lui Möbius. Dacă aș avea o bucată de hârtie și nu v-aș plictisi, aș lua o bandă de hârtie, aș răsârci-o și aș uni și ați vedea cum există interior și exterior în banda respectivă, deși merg pe toată suprafața. Numai că ar fi o bandă a lui Möbius cu mai multe suprafețe decât două, decât banda lui Möbius propriu-zisă. Bun. Poate că am fost prea abstract pentru o conferință, pentru publicul general, ca să spun așa, nu pentru psihologi. Deși am încercat totuși să simplific și să îmblânzesc cumva limbajul, pe cât am putut eu face asta. Ar trebui, prin urmare, totuși să exemplific puțin, recurgând la ceea ce am la îndemână, la propria mea experiență, privită totuși retrospectiv, că altfel nu se poate. Deci eu nu pot spune cum voi scrie un poem, o povestire, un roman sau un studiu din domeniul umanoarelor. Nu pot spune nici măcar cum voi scrie un simplu articol de ziar sau un articol pentru blog. E limpede că nici Paul nu putea, în ciuda a ceea ce scrie el în filozofia compoziției. Acum știm foarte bine că mai întâi a scris corpul și după aceea teoria, interpretarea. Deși el a mistificat publicul, a spus că a scris filozofia compoziției și a creat corpul exact după cum stabilise el în teorie. Nu, lucrurile au stat invers. Dar experiența nu e deloc inutilă și mie mi-e foarte de folos. Să văd cum o minte mare, cum era a lui Pău, chiar a calculizat adesea, dar asta nu l-a împiedicat să-și păstreze minte mare tot timpul, a putut supune analizei acel lung poem, deci recurgând, construind practic teoria din amintirea creației poemului. E foarte important de altfel. Însă ce pot eu face? Pot încerca să aflu cum am scris unele din aceste producții ale mele. Și nici asta măcar cu un grad de corectitudine științifică, ca să spun așa. În general, la articole, unde este mai simplu, punctul de plecare este o temă, un gând, o imagine sau o formulă care bântuie cu oarece stăruință în mintea. În ziua care m-a făcut eu de articolul respectiv. Pentru că știm că în România nu ce am de teme. Cel mai greu este să ne fixăm pe una, că se petrec lucruri interesante în țara noastră. Uneori, din păcate, de altfel. Dar în momentul în care ai reparat-o, așa merg lucrurile. Articolul după aceea se scrie singur. Dacă ai punctul de plecare, un gând, o imagine, o formulă, memoria. Acum se scrie la ea și vede ce tu ești aici. Se scrie singur. Da. Memoria se pește, iar funcțiile raționale și chiar cele senzitive intră în rezonanță și se termină articolul. Bun. Cu poeziile se întâmplă aproape la fel. Cu deosebire că de când mă știu eu, de pildă, prima versiune a poeziilor o scriu de mână. O scriu pe voi de hârtie a 4, 2, în 2, în format caiet, dar cel mai adesea scriu pe caiet. Deci de când merg în Creta și scriu poezie, acolo am 7-8 caiete cu poeziile scrise de mână. Iei caietele la tine. Da. Deci cu caietele la tine. Da. Bun. De obicei, este la prima mână.
La computer când intervin, finisez textul, adesea reajez versurile. Le respic ca și când nici n-ar fi ale tale. Ești altul. Da, da. Aranjez versurile apropiind grafica de cea a textului tipărit. Dar dacă poezia n-a ieșit, ea dispare. Nu lucrez pe ea, nu în ochii. Că dacă se iese, dacă se iasă, trebuie să... Acolo, în sală, sunt două volume de poezie ale mele. Toate poeziile mele nu scrise, că am scris de vreo trei ori mai mult. Deci păstrate, și anume păstrate, până în fază de volum. Deci acolo sunt poeziile care am crezut eu că merită să facă parte din volume. Nu-i mult. Atât am putut să păstrez. Când le trimiți la editură, mai intervii, mai oprești din ele? Nu. Când le-ai dat de... Nu. Alea care, în momentul în care am scris la computer, să păstrează. Nu te mai răzbim. Nu. E foarte posibil ca uneori în timp, sau când le reunesc pentru volum, să mai intervin puțin. La finisaj, că să nu fi fost de atent când am făcut culegerea pe computer. Bun. Acum să las poezia. Nu, să continui cu poezia, dacă tot am pomenit-o. În câteva din textele mele poetice apare aproape identică o formulă. Apa nouă a iazului din copilărie cu varianta apa violetă a iazului din copilărie. Mai mulți oameni care scriu despre cărți, critici, etc., interpreți, comentatori, au calificat imaginea aceea ca fiind suprarealistă. Ori, în opinia mea, este o imagine cât se poate de realistă. Când am folosit formula în poezii, habar nu aveam de ce au apărut acolo. Eu nu scriu premeditat, eu scriu când îmi vine. Poate și de asta nu am o operă mai bogată. Dacă nu-mi vine, nu scriu. Nu mă așez la masă să scriu o capodoperă. Doamne, păzește. Nu sunt nici stila mea. Scriu la inspirație, ceea ce e tot un concept romantic. Bun, dar din pricina calificărilor cu pricina de suprarealism, am pus și eu mintea la contribuție pe cale introspectivă și mi-am dat seama că era o imagine pe care o văzusem. O văzusem pe la 5-6 ani, într-o zi de august, pe la ora 5-6, când se apropie înserarea. Așa am văzut eu iasul atunci. Deci așa a fost, așa dar este o imagine realistă. Însă, trebuie adusă precizarea că este un produs al memoriei imaginare. Indiferent că este posibil să fi fost o iluzie optică, o glisare, de atunci, sau că acest proces a petrecut ulterior, poate chiar în momentele în care scriam formula, sigur că aveam de face cu un produs realist. Acum, sigur, dacă aș face critică, dacă aș fi o critică, aș face critică arhetipală, psihanalitică, aș spune că, de fapt, e o metaforă obsedantă care face parte din mitul colectiv. S-a spus și asta, dar e treaba interpreților, îi spun ce vor. Nu confund domeniile. Bun. De altfel, în opinia mea expusă în literatura ce poveste, un eseu despre literatură publicat la Polygon în 2005, deci în opinia mea literatura este întotdeauna realistă, mai mult, ea este întotdeauna autobiografică. De bună seamă, dacă operez cu un concept multidimensional al realității, incluzând acolo atât realitatea zisă fizică, pe care noi o numim explicit realitate, cât și realitatea psihică, psihea, realitatea simbolică, toate produsele culturale și, în ultima vreme, și realitatea ciberspațială. Atunci toată literatura este realistă, și cea istorică, și SF-ul, și ce vrem noi. Și, desigur, este întotdeauna autobiografică, dacă în biografie nu include numai datele zise obiective, evenimentele databile și alte asemenea repere care nu sunt, de fapt, decât schelet. Pentru că întreaga bogăție a unei vieți, întreaga bogăție a vieții, intră visele, închipuirile, fantasmele, amintirile falsificate, imaginile despre tine, despre sine și imaginile despre lume în ansamblul său. Aceasta este o persoană în întregime. Așa este și un scriitor sau altă specie de creator, în măsura în care este și el o persoană
între celelalte. Toate funcțiile acestea exacerbate și mai constante decât la oamenii care lucrează asta. Apoi, unii comentatori au constatat că unele din povestirile mele sunt biografice sau că au o intensă tramă autobiografică. Așa este, din motivele spuse mai înainte. Însă, iarăși, trebuie să înțelegem biografia în sensul acela. Da, apare un monstru în numele povestii. Apar și diversi prieteni sau cunoscuți, uneori chiar cu numele reale. Dar lucrurile sunt un pic mai complicate. Pentru că uneori fur întâmplări la altora. În folosul personajului cu care mă identific, am este cel mai des personajul narator. Bun. Sunt întâmplări pe care le dăruiesc unor personaje. Și nu neapărat numai cele neplăcute. Deci asta se întâmplă foarte des. Îți place întâmplarea, sigur nu-ți place că ești tu actorul ei și o pui în personajul respectiv. Se întâmplă, se modifică până la nerecunoașterea evenimente ca atare, prezentând în loc varianta fantasmatică. Unele, într-adevăr, le inventați pur și simplu. Nu știu cum. Încă n-am ajuns cu cercetările, ca să spun așa, atât de atât. Dar încerc să pun în folosul cauzei care este operat de orice gen și orice dimensiune, memoria imaginară, pe care, cum spuneam, am descoperit-o în tinerețe. Fără aceasta n-aș fi nimic. Oricum n-aș fi nimic ca și creator. În fapt, fără ea, cred că nimeni n-ar fi nimic. Ar fi eventual un robot. Eu cred că creativitatea este un fel de dar. Dar un dar de care trebuie să ai grijă. Trebuie să-ți mobilezi mintea și să nu lași să se relevească. Stimulii sunt cei care fac asta. Care pun mintea în mișcare. Voința în sine, vă spun, este neputincioasă. Te la numai așez, alt scriu ca pădure. Nu te ajută la nimic. Ai nevoie de stimul. Și stimul înseamnă viață reală, lecturi, experiențe de tot felul. Eu nu știu dacă am reușit să vă conving, mai ales că nu pot dovedi aproape nimic pe cale științifică, decât lucruri neimportante. Pentru că nici cercetările de zona acelea n-au ajuns cu adevărat unde își propun să ajungă și sper să nu ajungă la stabilirea relației de complete dintre creier și minte, dintre materie și spirit, pentru că atunci vom constata că manipularea poate fi o artă, nu o artă artizanală cum este acum. De fapt, eu sunt dintre cei care nu doresc să se ajungă la asta. Însă, ce v-am spus acum, am spus din experiența personală, care înseamnă și cititul, și trăitul, cât este posibil de autentic, și introspecția, și cele câteva lucruri care au impresia că vor rămâne în urma mea și pe care le poreclesc în lipsă de ceva mai bun opere. Bun. Și voi încheia. Este interesant ce mi s-a întâmplat cu această temă la care mă gândesc de pe la 17 ani. Și ca să vedeți cum funcționează memoria, am spus că am urmat studii de psihologie din pricina acestei teme. Nu. În realitate am urmat acele studii pentru că iubita mea de atunci voia să dea examen la psihologie. Eram reorientat ca să fim împreună și studenți. Sigur, la sfârșitul anului timp n-am mai fost. Dar nu contează. Dar continuă să am continuat psihologia. Trebuie să vede că poate în subconștient era și motivul pe care l-am evocat la început. Bun. Însă abia pe la 25 de ani am descoperit memoria imaginară și am scris cele câteva eseuri amintite de la început care abordau cumva tema cu pricina. La 35 de ani au apărut în volum, când au apărut semnele timpului. Apoi a urmat o pauză foarte lungă în ceea ce privește mărturiile scrise, pentru că note de lectură mi-am făcut mereu legate de această temă. Ca să mă oblig să o aștept pe hârtie, am propus-o acum vreo 3 ani ca un studiu tradus în limba engleză pentru o revistă de creativitate. N-am reușit să scriu nimic, am lăsat să treacă termenul de predare și mi-am cerut politicos scuze.
De banul toamna trecută am scris vreo 2000 de semne despre memoria imaginară pe blog. Iar când poetul Nicolae Coande m-a invitat la acest ciclu de conferințe, deși puteam opta pentru orice subiect doream, pentru că nu ți-mi pune o temă, am ales iarăși tema, pentru că trebuia să scap de prima ei formă. Mai departe, să vedem. Am adunat o mulțime de fișe de lectură, de experiențe și de notații, multe autoscopice. Vom vedea dacă ceea ce am vorbit azi aici va deveni un studiu de amploare, o carte, sau va rămâne pur și simplu vorbit la Craiova dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Faptul că noi evoluăm aici într-un teatru, fie că lucrăm sau venim să vedem spectacole, parazităm, așadar, nu ca actor sau ca regizor, acest fenomen mai amplu, iar teatrul nu este doar în această instituție pe care Liviu a vizitat-o, ci și în oraș, chiar la mari depărtări de clădirea asta uriașă. Le spun așadar câteodată râzând, că am descoperit cândva într-o carte a unui dramaturg american și teotician al teatrului, ca David Mamet, chintesența participării noastre la teatru, la actul teatral. De ce mergem noi la teatru? De ce venim la teatru? Pentru că Liviu folosea cuvântul plăcere. Sper că va produce și plăcere. Întorcându-se de la acel film, ea i-a spus, știi, prietenul nostru, mare reputatul profesor, a făcut un gest când eram acolo în sală. În vreme ce se derula spectacolul, am simțit o mână de-a lui pe picior, la mine, pe sub fustă. Și când eu l-am întrebat, era la un spectacol de teatru, scuzați-mă, am spus filmul. Când eu l-am întrebat, dar dragul meu, ce faci? El mi-a spus, eu merg la teatru să mă simt bine. Așadar, plăcerea este esențială în toate actele noastre, indiferent că suntem savanți, profesori reputați, inclusiv la tragedie, care provocând catarsisul, de fapt, lasă drum plăcere. Adică eliberarea, plăcerea uneori eliberarea de durere, de fapt. Exact. Exact. Liviu ne-a ținut într-o tensiune. Acum, el vorbea de faptul că temele se repet spre noi și numai dacă suntem lipsiți de rezonanță absolută, nu înțelegem că ele ne caută și probabil că tema asta de care el vorbește și care este veche și care îl bântuie și pe care a refuzat-o la un moment dat să o construiască pentru o revistă de specialitate, e posibil să-l fie ales. Și temele te aleg. Nu sunt chiar... Eu cred că suntem scriși. Da, ai tu teoriile tale, eu aleg tema, dar poate te alege și tema pe tine. Sigur, pentru asta însă trebuie să te fi îndrăgostit cândva de o fată ca să mergi la psihologie, pentru că îți trebuie, iată, bagajul de instrumental, știi? Adică nu știm de ce s-a îndrăgostit Liviu cândva de o fată care l-a deturnat, că poate el se ducea și făcea litere, ca și prieteni dintre care a evoluat mai târziu. Poate că ea a fost acel agent motor care l-a condus spre temă. Tema putea fi așadar fericirea promisă de o iubită, doar ca tu să poți crește intelectual și să obții acordul cu tema ta. N-a fost mai promis, a și fost vreo 3 ani, dar după aceea s-a terminat ceva, da. Totul are un sfârșit. M-am bucurat să-ți aud aceste gânduri și glumeam când corespondeam cu privire la ce se întâmplă cu conferința asta, m-a întrebat Liviu, zice, eu aș vrea să o sistematizez și poate să o public undeva. Și eu am spus, nu, ai un contract în care se spune că cedezi drepturile de autor și tema ta este a noastră. Noi dispunem de ea. Bine, dar voi când o publicați? Când vrem noi. Nu v-ați gândit să publicați o carte? Ba da, nu ești primul care ne spune asta, dar stăm să ne gândim când vom publica acea carte. Ea poate să dureze 10 ani, un an, sau 25 de ani, cum îi spuneam eu zâmbind, cum i s-a întâmplat unui mare prozator american care a dat un text ocazional, e adevărat, importantei reviste americane, The New Yorker,
Și ăia i-au cumpărat-o, evident, dar am publicat textul după 25 de ani. El își luase banii. Și-a dat drag în review. Apropo, ai produs tema asta, grupul The New York Times, New Yorker, au publicat o povestire de Scott Fitzgerald pe care au cumpărat drepturile la sfârșitul anului 20, pe când scriau, când scria, Scott Fitzgerald povestirea. Da, da, da. E o povestire SF. Da. Singura povestire SF scrisă de Fitzgerald. Da. Și este foarte bună. Da, da, da. Foarte bună. Dar acum au găsit ei de cuvință. Pentru cei care ați fost atrași de, iată, de acest labirint, să spunem, pentru că în cele din urmă liviu ne plimbă cumva, fie că aduce în sprijinul temei sale citatele din specialiști de rigoare, fie din prozatori care frecventea, să spunem, aceste conținuturi, vă rog să intrați într-un dialog cu invitatul nostru. El așteaptă cu nerăbdare lucrul ăsta și chiar mi-a spus, voi încerca să fiu cât mai scurt pentru că mă interesează un dialog pornind de la cele discutate. Vreau să spun că am plecat de la biserică și mă bucur mult că am făcut acest lucru, că am găsit un nou sfânt între noi, un sfânt viu care m-a impresionat puternic, tocmai pentru faptul că lecturile tinereții mele s-au învățat și pe psihologie și pentru mine Freud a fost apogeul înțelepciunii psihologice. Iar dumneavoastră ați reușit să, în câteva clipe, să-mi răsturnați toată gândirea, pentru că nu mi-a plăcut acea psihanaliză care trebuie să elimine forțele astea, imaginile care ne condiționează viitorul și faptul că toate aceste amintiri care sunt traumatice pot fi utile în continuare, sunt bucurătoare pentru că am găsit, iată, și metoda prin care vreau să-mi recuperez câțiva dintre apropiații mei. Pentru asta vă mulțumesc mult de tot. Deci dacă o să întrebare, vreau să vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici, ați ascultat cu interes, ba chiar și cu plăcere conferința. Și dacă apare și o întrebare, dacă știu, răspund. Dacă nu spun, nu știu, că nu sunt priceapul la toată. Aș vrea să vă întreb care este metoda dumneavoastră din lucru. Cum reușiți să vă sustrageți evenimentelor din jur și să plongeți în subconștient? Cum te sustragi vieții turbulente de zi cu zi și plongezi în subconștientul tău creator? Aici e greu de spus, pentru că, cum spuneam, eu scriu când nu pot să nu scriu. Deci mă apucă. Indiferent că este vorba de poezie, de proză, de eseu. Scriu la comandă, ca să spun așa, articole de ziar. Și acolo e totuși, deși lucrurile într-un fel sunt asemănătoare, în alt fel sunt complet diferite. Cred că sunt omul care a avut rubrici la ziare, și Adevărul, și Cotidianul, și Locale, care dădeam textul exact când trebuie. Nici o clipă mai târziu, nici o clipă mai mult. Pentru că scriam direct la computer într-o oră. O oră tot cu expediție, cu expediere. Cum spuneam, era mai greu, nu am mai mult timp să mă opresc la temă. Viața e interesantă. Însă poezie, proză, eseu, nu am scris decât când n-am mai avut un control. Și am scris relativ mult, unde se vede că când n-am mai avut un control de multe ori, ca să spun așa. Dar sunt diferențe. De pildă de 9 ani, 10 ani, 11 ani deja anul ăsta de când merg în Creta, principala perioadă în care scriu poezii este acolo. Deci dacă în țară sau mergând în alte părți scriu 8, 10, 15 poezii într-un an, acolo scriu cel puțin 30 și acum o să râdeți de mine, că e grafomanie curată, odată am scris 84. Dar n-am în 2 săptămâni, că atât stau. Dar n-am selectat decât 30. Că era și rușinos să arăt că în 2 săptămâni am scris atât.
Plus că alea care nu l-am ales erau mai degrabă un jurnal liric. Era rușinos mai ales pentru compania turistică, pentru că ar fi înțeles că nu ești preocupat deloc de ceea ce faci acolo, dar vii să scrii. Nu, dar și acolo se întâmpla foarte ciudat. Mă trezeam dimineața înainte de ora la care voiam neapărat ca să mă duc la plajă, pe la 4-5 și pe caietel în balcon cu prima cafea și țigări scriam 3-4 poezii. După aceea s-a mai întâmplat după amează, pe malul mării, iarăși m-a apucat. Depinde ce nife, sirene, mai vedeți. Nu știu, eu un loc care mă inspiră. Pe de altă parte, cred că nicăieri în lume, la mine acasă, nu mă simt mai acasă decât în Creta. Poate contează și asta. Dar iarăși mai constat, 3/4 din poeziile mele din ultimii 11 ani sunt insulare. Deci nu numai cretane, majoritatea sunt cretane. Dar fiică mea și inginerul meu lucrează în Air Force și la un moment dat au fost în Azore, nu este la Perseida. Am fost de două ori, am vizitat, o dată în iulie, o dată în octombrie, am scris și acolo vreo 50 de poezii, 25 și 25. La Londra, care e insulă troiescă până la urmă, am scris în 2 ani. Mergând la festivalul filmului românesc, când am fost, vreo 10 ani, nu știu cât, dar în 2 ani am scris. Și m-a apucat. Așa, înainte nu m-a apucat. Nu știu de ce. Deci, eu vreau să vă întreb încă un pic de paranteză. E un mare dirijor, Plujan, sunt biologie de la Frana. Fiind pe scenă, a întrebat un coleg maestre, dumneavoastră ați făcut și compoziția. De ce nu o compuneți? Și cum să mai compun când eu am ca numai Tchaikovsky, numai Beethoven, numai Brahms? De aceea mă întreb, ce măsură vă fertilizează gândirea, munca la facultate sau în ce măsură vă modifică? În ce măsură vă influențează munca cu studenții? Dacă plonjezi în activitatea științifică, cum poți să fii creator? Poți. Avantajul meu că nu sunt creatorul științele propriu-zise, ci în zona aceasta a umanităților. Adică am scris despre științele educației, filozofia, mai teoretice, nu didactică, filozofia, educației, sociologia, educație politice, educative, istoria și filozofia culturii, cam în zonele astea. E drept că întotdeauna la studii nu scriu totul direct la mașină. În sensul că îmi fac un punctaj relativ amănunțit, pentru că știu tema, în momentul în care mă apuc, știu. Ceea ce nu știu e foarte bine dacă e bine. Deci se asimilează. Și în același timp îmi fac notele separat. Și după aceea intru în computer după structură, merge de la prima redactare, adaug notele după cum vor comanditarii, la subsol sau la sfârșit, și mai citesc o dată, să nu fie erori. Dar, pe de altă parte, și un studiu de 25-30 de pagini îl scriu tot într-o ședință. Că durează 12 ore, că durează 18 ore, că e posibil în alea 18-20 de ore să adorm o oră, două, în general, e deodată. Au fost și studii la care am renunțat, că nu mi-au ieșit deodată, cum am pățit cu versiunea aia pentru Anglia acestei conferințe. Nu mi-a ieșit. Am încercat eu de diverse lucruri, culme, că mi-am pus și o bibliografie pe care nici o consultasem toată, să o consult pe parcurs, dar nu m-a mers. Și dacă n-am mers odată într-o ședință, n-am mers nici a doua, n-am mers nici a treia oară, nu mai. Și, într-un fel, îl binecuvântez pe Nicolae, că dacă nu venea el cu conferința și dacă nu mi-era rușine că de dor n-am ajuns la Craiova, poate nici acum nu aveam această, nici nu știu cum să-i spun, că de fapt ar putea fi schița unei cărți sau unui studiu amplu. Care este, de fapt, albastru venețian. Pentru că Creta a stat, de sub venețian a stat cel mai mult din întreaga istorie de creștină în pace. Sub Turcia a stat mai puțin. Cu Grecia e de 100 și un pic de ani. Creta a putea să fie independentă. A ales asocierea cu Grecia. Acum câțiva ani, când s-a împlinit suta, expirase acordul. Dacă voia, când era pe criză, putea să declare independența, pentru că este singura parte a Greciei care se poate autosusține economic.
Adică e ceva fabulos pe bucata aia mare de piatră ce găsești, ce crește acolo și ce, ce vinuri, ce flori, ce fructe, ce... Oi, nu mai vorbesc, că sunt 500 de mii de cretani și câteva milioane de oi. Vreau să vă întreb, se poate face o comparație între demersurile pentru a realiza, ca operă, sau unul generalizat, între un roman de introspecție, chiar mediocru, din neapărat capodoperă și efortul pentru a realiza un sistem de operare a unui calculator care mai avantajul. Mie, ca utilizator, îmi spune cu mesaje exacte și previzibile. Omul poate să fie subiectiv și să mă mintă. Ce părere aveți de acest demers? Sunt asemănări, există și deosebiri? Mulțumesc. Păi, artistul este mincinos și el crede în sistemele infailibile. Dacă există compatibilități de genul ăsta, asta deduc eu, că dar nu știu. În primul rând, am precizat de la început că titlul trebuie pus interrogativ. Deci, ceea ce speram eu și începe să se întâmple, e să aflăm împreună cum produce mintea operei. Deci eu am încercat să fac modelul de operare, ca să spun așa, general, cumva ilustrând după aceea cu cum se întâmplă lucrurile în diverse zone. Faptul că lucrurile se întâmplă așa tot timpul nu pune dubii, dar nu duce tot timpul la capăt operei. Pentru că există un fenomen care e inexplicabil și oricât se străduie creatologe să ne explice care e talentul și geniul, care intervin și om obișnuit, și scriitorul mediocru, și geniul operează la fel. Rezultatele sunt diferite. Asta este. Mă uit la, că tot citind, de la, citind romanul în 2001 al lui Longi, m-am ocupat puțin și de inteligența artificială. Au făcut roboți capabili de operații simple. Bun, incapabil de sentimente e clar, de imaginație e clar. Probabil că dacă nu se face un salt în zona aceasta, nu vom ajunge prea departe. Cu niște unelte un pic mai perfecționate, care ne vor suplini diverse munci, special repetitive. Deci, fără să așteptăm vreo originalitate de la ei. Acum, sigur că oamenii merg departe, oamenii de știință, cu, și cu cercetări, dar în special cu ipotezele. Asocierea omului cu mașina, ca să zic așa, nu? Un chip care e și un serial acum pe la televiziune de mare succes, cu spionul perfect. Deci, e un spion care organismul lui, creierul lui, era compatibil cu o asociere cu un chip, nu? Care îi dă acces la absolut toată zona care poate fi, care există în ciberspațiu. Dumnezeu știe. Însă, deocamdată, ca și la studiile din științele cognitive, lucrurile sunt la firmier. Dacă ne întoarcem la debutul tău și este pentru noi instructiv, interesant și să aflăm de la tine. Tu ai debutat în 1988. Un volum de eseuri. În perioada aia, deși nu mergeai în Creta, scriai poezie. Da, aici. Nu mergeam nicăieri, deci nu numai aici scriam. Erai relegat, poet român. Dar ai fi vrut să debutezi cu carte de poezie inițial? Sau ai avut clar direcția asta? Deci, ca să fie limpede. Că ai avut probleme? Primul meu volum de poezie a fost gata în 79 și am mers la un concurs la editura Cartea Românească, că atunci era cu concurs. N-a câștigat, a fost un an bun, anunțat în 80, Cărtărescu, nu știu ce mai mulți, dar am eu n-a câștigat. L-am mai trimis de câteva ori, l-am trimis, după aia a introdus și Albatros în concurs. Am trimis și acolo. Volumul acela, în 1984, a câștigat concursul. Asta se întâmpla seara, ca să spun așa. Am și dat de băut colegilor de generație, Iaru, Vișniev, care mai era aici, Trean Coșovei, Cărtărescu, Madi Marin. Și vorba aia, noroc, am dat
de băut pe banii fărului meu care lucra la un hotel, că altfel mă ruinam, dacă puteau pe poeții români să bea în anii 80. Și vorba aia, nu cumpăra sub vodcă rusească. A doua zi dimineață nu mai eram câștigător, devenise câștigător un domn de care nu auzisem. N-am auzit nici după întâmplarea asta nimic, un domn care mergea ca și traducător cu trupele românești în Angola. Că Ceaușescu trimisese instructor la rebelii din Angola și el mergea ca translator de portugheză, cred că era în Angola. Deci nu mai eram câștigător. Sigur, m-am dus cu o falcă în cer și până în pământ la Gabriela Negreanu, care a spus, n-are nicio vină, m-am dus să sunt în Branu. Sunt în Branu, fac o rezolvă. Uite că scot acum caietele debutanților pe 100 de ani și te pun acolo și în condițiile astea vei fi debutat, vei fi trecut etapa debutului, astfel încât să poți publica după aceea un volum fără concurs, eventual acesta. Da, prin 86 m-a scos în volum, mai era și Stoiciu, care între timp publicase vreo două volume, nu unul singur. Eram vreo 30 de poeți, se păstrase un poem mare, cenzurat cât a putut, dar mă rog, satisfăceam condiția. Păi nici în condițiile astea n-am reușit. Am dat în 86 volumul lui Florin Lugur la Cartea Românească, n-a apărut în 86, n-a apărut în 87, n-a apărut în 88. În schimb, mi-a apărut volumul de eseuri la Julimea de Geram, încă o dată debutat. Iar în 89, în primăvară, după ce a mers cu mine Marin Mincu la cenzorul Velescu, la Ministerul Culturii și a urlat la el, a apărut un sfert de volum. Nu recunoșteam nimic. E drept, puteam să-l opresc. Dar eram, mi-am dat seama că de când eu și-am public volumul ăla, nu pot scrie poezii. Eram blocat acolo, în volumul ăla care era gata din 79-80. Foarte puțin l-am mai modificat în toți anii ăștia. I-am dat voie să apară. Drama este alta. Niciodată nu o să știu cât a tăiat din volum delicatul poet Florin Lugur sau ce a zis Lugăresc. Am văzut lucrătura finală pe manuscris, erau semne, scrisuri, dar efectiv habar nu am cine m-a cenzurat. Oricum, lui Florin Lugur, pentru Florin Lugur am o scuză. El era într-o împrejurare dificilă, soția lui avea nevoie de dializă zilnic și era frică că dacă greșește ceva, nu o să mai împarce soția lui la dializă. Deci, din punctul meu de vedere, am iertat Dumnezeu să păzească acolo unde este. Dar asta e misterul meu, niciodată nu voi ști. Și sigur, între timp, în 89, nici n-a fost prea comentat câteva articole, că după aia am devenit necomentabil din alte motive. Însă a venit în 22 decembrie și în 90 am republicat volumul așa cum era gata în 79-80. I-am spus cu titlul lui, Căutarea Căutării, că așa s-a chemat tot timpul. Volumul a apărut la Cartea lui, l-am anulat, chiar în prefață la Căutarea Căutării spun, că e anulat, nu mai e valabil. Dar interesant e altceva. Deci mi-au cenzurat cât au putut, mi-au cenzurat și titlul, că în România găseai, nu căutai, nu? Deci găseau de toate. Dar mi-au permis titlul într-o limbă străină, ceea ce nu se permitea. Nu mai aveai voie titlul în limbă străină, nu mai era voie să apară poza autorului pe carte. Și mi-au permis titlul încă în limbă străină, Șambilu, Farmacon, care e leac, dar e și o travă. Are sensul ăsta, eu știu, are, nu știa o Pelescu greacă, ca să spun așa. Deci așa a fost. Și ăla e un volum care, deși în cartea care urmează să apară la paralela 45 are coperta, de fapt, am pus coperta ca să o fac de râs, nu coperta, că e frumoasă, să fac de râs volumul ăla, pentru că tot ce îmi reproșez că am cedat. Asta e. Dar mă și gândeam, domnule, să ajuns public poezii post-mortem, adică ce te gândeai că o să vină 22 decembrie? Nu, asta a fost povestea. Vă spun și eu, sunt patru titluri ale lui Liviu, a
puse pe, pe masă și Liviu vă stă la dispoziție, inclusiv cu o carte de proză în limba engleză, tradusă la Londra, pentru cunoscătorii de engleză. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc felului în care el a prezentat această conferință cu acribie, cu acea știință dozată care face din el o conferință foarte bun, dar și pentru spontaneitatea pe care noi o apreciem în mod deosebit, pentru căldura cu care vine în mijlocul nostru și pentru lunga călătorie de la Iași la Craiova. Mulțumim foarte mult pentru a fi rezistat. Meritați să facem acest lucru. Nu pe nimeni, pentru că pe Craiova mai a dat 24 de ore, drumul trebuie să-l dăm la 26 de ore. Și că România e mică.